Salutare tuturor, bine v-am regăsit. Eu sunt Mike și voi vă uitați la TNCCG. Astăzi să facem un unboxing la un nou pachet, ceva diferit față de celelalte dăți. Vorbim de un blister, tot de la Topps. Și văd că se cheamă Match Attacks, este vorba de Champions League 2015-2016. Blisterul ăsta conține 6 topuri, cred, da. 6 topuri și o să vedem ce găsim în el. Să vedem cum îl desfacem, cred că să avem nevoie de un cutter. Asta se pare că nu avem vreo carte specială. Și avem 6 pachete cu fotbaliști din Champions League. Să vedem ce o să găsim. Din nou, acesta este un joc ca și la Star Wars cu jucători cu tot felul de puteri. Și avem prima dată un cod unde putem activa respectivul jucător pe site-ul celor de la Topps. Punem deoparte aici. Și avem un jucător, nu-mi dau seama de unde e ăsta. Nu prea le-am eu cu fotbalul. De la Barcelona, Suarez, Foil, nice. De la Paris Saint-Germain, încă un Foil. Interesante cărți. Din nou, astea se colecționează, cred că sunt 200 și ceva de cărți de colecționat. Sunt curios dacă astea or să aibă ceva semnăturile, ale semnături cu fotbaliști. Asta e un limited edition. Lewandowski. Și aici avem Man of the Match și Star Player. Interesant. Dacă și desface, este minunat. Aici din nou carte. Asta am impresia că da. Deci ăștia nu sunt cărți, nu sunt cartonașe ca și celelalte, sunt doar coduri pentru fotbaliștii respectivi. Foarte multe foieluri în astea. Adică avem un Star Player, un Man of the Match. Uite ce culoare faină are asta. Și de data asta nu avem niciun Limited Edition. Asta e normal. Îmi place la nebunie să deschid pachete din astea.
punem din nou pe asta cu fața în jos și torcem prima carte, scuze, Sana. Double Trouble. Parcă așa ziceau ăștia că se cheamă astea. Midfield Duo. Interesant. Hei, doar una singură. Să cercetez eu care-i treaba cu codurile alea, dacă sunt importante o să le dau într-un alt video. Aici o dublură până acum, avem aici un foil, cred că e singurul, de la Juventus. Niciun român până acum. Din nou un duo. Sunt curios. Da, 524 de cărți. Se pare că trei colecționate, sper să facă focus. 524 de cărți. Duo cards 26. Se pare că astea vin odată la 2,3 pachete. Și avem un limited edition și ar trebui să vedem ce culoare are. Asta e un silver. Așa pare. Și zice aici că un silver din ăsta limited edition apare odată la 200 de pachete. Deci destul de norocoși l-am găsit pe ăla. Posibil că cărțile astea să aibă ceva valoare monetizată, dar nu sunt sigur. Continuăm să vedem ce avem aici. Ok, din nou avem ceva interesant. Un starting player și un man of the match. Și ne-am ales cu asta toate, o să văd exact despre ce e vorba. Se pare că asta ar fi cea mai interesantă carte. Și astea, Man of the Match, cred că sunt importanți. Să verific. Avem 3. Na, cam asta a fost unboxing-ul. Mulțumesc pentru vizualizare. Puteți vedea și celelalte videoclipuri și nu uitați să dați subscribe, să dați un like dacă v-a plăcut, dacă nu, dați dislike, n-am nicio problemă. Mulțumesc, mai bine, ciao!